România este acuzată că blochează participarea Austriei la reuniunile NATO. Potrivit presei austriece, țara noastră se răzbună pe Viena din cauza refuzului de a-i permite țării noastre să intre în spațiul Schengen. Austria nu este stat membru al NATO, însă colaborează cu alianța. Răzbunare, România blochează acum accesul la NATO al Austriei sau România blochează participarea Austriei la ședințele NATO. Acestea sunt unele dintre titlurile apărute în ultimele zile în presa austriacă, în publicații precum Heute, Vienna Online sau Kronen Zeitung. Acuzațiile vin în contextul în care doi ofițeri austrieci aflați la Bruxelles așteaptă de săptămâni întregi acreditarea la sediul central al Alianței din Bruxelles. Toți cei 31 de membri NATO trebuie să-și dea acordul cu privire la prezența Austriei la sediul NATO, însă țara noastră refuză să lase Viena să facă acest lucru. Decizia țării noastre vine după ce guvernul a hotărât să-și schimbe poziția cu privire la refuzul Austriei de a permite României să intre în spațiul Schengen. Este bine să analizăm mult mai atent subiectele care privesc Austria, așa cum și Austria o face în ceea ce înseamnă situația României și aderarea la spațiul Schengen. Trebuie să arătăm Austriei că România nu poate fi ignorată ca și țară. Acum, evident, pe acest subiect în mod special analizăm în detaliu, pentru că vorbim de un context mult mai amplu, Austria nu este membră NATO și în contextul acesta noi trebuie să fim foarte prudenți și foarte atenți, cum o fac și austriecii pe alte spețe. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține că problematica intrării României în spațiul Schengen va fi rediscutată în Consiliul Justiție și Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene. Urmează câteva reuniuni ale Consiliului de Justiție și Afaceri Interne și la aceste reuniuni subiectul Schengen va fi acolo. La primele reuniuni va fi ca și subiect prin care vom informa care e stadiul actual și vom cere să avansăm pe această agendă, urmând ca la Consiliul din decembrie eventual să avem un nou vot, dacă până atunci dispare și vetoul aplicat de Olanda în raport cu Bulgaria, acest element blocând în continuare inclusiv România. Nu suntem singuri în această situație, avem și pe cei din Bulgaria, suntem legați de Bulgaria în acest proces de aderare și contează inclusiv atitudinea Olandei vis-a-vis de respectivul stat. Europarlamentarul Victor Negrescu este de părere că în situația în care Austria va rămâne unica țară care se va opune aderării țării noastre, România ar mai putea avea totuși o șansă de a intra în Schengen. Eu cred că dacă Austria va rămâne singura care se opune aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, atunci cu siguranță va fi un alt context și am putea să-i convingem să voteze pentru România. Astăzi, da, Austria ține o statică România, ține o statică Europa.